Campania electorală va începe oficial la miezul nopții, dar liderii politici ne zâmbesc deja de vreo lună de pe afișe imense care au împânzit țara. Legea nu reglementează perioada de precampanie și chiar dacă primele sunt cele locale și europarlamentare, partidele au profitat de această ocazie ca să-și promoveze și șefii, nu numai candidații. Pentru că, să nu uităm, urmează prezidențialele. Cu mesaje precum "Construim în România", "Puternici în Europa" sau "Susținem valorile familiei românești", liberalii și-au promovat liderul prin afișe amplasate în toată țara. Nicolae Ciucă a fost de altfel printre primii lideri care a anunțat că va candida la alegerile prezidențiale din septembrie, dacă partidul îi va cere acest lucru. Este implicat personal pentru că, în mod evident, ne-am dori ca la toamnă el să fie președintele potrivit din punctul nostru de vedere pentru România. Surse politice susțin că socialdemocrații s-ar fi supărat că nu au făcut la fel și că au ratat startul campaniei din acest an electoral. Marcel Ciolacu zâmbește deocamdată doar din bannerele cu aleșii locali, dar conform acelorași surse, premierul în funcție ar fi mai degrabă interesat să-și păstreze postul și în viitor. Această decizie e însă mai greu de explicat partidului, iar o candidatură comună PSD-PNL pare tot mai greu de realizat. Nu vi se pare că este târziu să anunțați un candidat la alegerile prezidențiale și dumneavoastră și PNL-ul după data de 9 iunie? Nu am analizat, dar o să aprofundez. În ceea ce privește opoziția, coaliția partidelor de dreapta îl va desemna cel mai probabil pe Cătălin Drulă drept candidat la prezidențiale. Așa se explică de ce liderul USR a pozat pentru a se promova de pe autobuze, de pe fațadele blocurilor sau de pe corturi de campanie. Iar AUR își va anunța candidatul la prezidențiale după rezultatul alegerilor locale și parlamentare din 9 iunie. Decizia guvernului de a comasa cele două scrutine le-a creat o problemă reală și a generat multe discuții în partid. Experții spun că politicienii profită de lipsa de reglementare din perioada de precampanie și pot cheltui fără să dea socoteală. Probabil tot anul va fi o mare campanie foarte difuză, în care nu știi exact cine se promovează pentru ce. Da, este o oportunitate foarte bună pentru a face deja reclamă pentru prezidențiale și pentru parlamentare. Devine o problemă de transparență, pentru că nu ai absolut niciun control. Practic, noi vom vedea rapoartele de venituri și cheltuieli la anul ale partidelor politice. Adică noi vom ști undeva în aprilie cât au cheltuit partidele în afara campaniei electorale. De mâine, de când începe oficial campania electorală pentru alegerile locale și europarlamentare, promovarea electorală va fi foarte strictă. Afișele sunt permise doar în spații special create, iar candidații vor putea oferi doar pliante.